Mai tare. Frați români, vreau să vă spun că noi prindem știucile la muscă. La muscă, de să înțelegem că este un pescuit la muscă. Original, de știucă. Da, da. Sportiv. Da. Și o să încercăm într-un mic clip să vă prezentăm pescuitul știucii la muscă pe timp de iarnă. Momentan prezentăm eliberarea. Este extraordinar. Vrei să spuneți prietenilor noștri sportivi ce utilizați pentru acest gen de pescuit extraordinar la muscă pe timpul iernii? Început subțire. Da? Un băz de muscă Sancroa. Da, mai tare vă rog să vă auzim. Băz de muscă Sancroa, clasa 8. Da. Muletă de muscă. Clasa 6. Clasa 6. Da. Și cu o muscă originală care imită peștișorul. Ochi de plumb. Aha, ok, ok, mai aproape să o vedem. Ochi de plumb ca să o ducă da, jos. Da. Și acum o să încercăm un următor exemplar. Ok. Vă urăm în continuare foarte multă, cum se spune la pescari, baftă sau ce să înțelegă? Ok, deci baftă la pește și drum bun la câlige în continuare. După cum vedeți, încă o nouă știucă la muscă. E superbă. Nu vă grăbiți. Lăsați-o. E superb. Nu cedează. În final, în final se apropie de de mal. Așa-i. Asta-i. E superbă. Prietenul meu încearcă să o mai obosească. Cum ți este? Ți-a fost ușor? Dai seama că mi-a fost ușor. Da. Nu se lasă, nu cedează cu conița. Și să o luăm frumos, superb! Frumos! Încă un exemplar super extraordinar. Felicitațiuni! Aceeași muscă, același băț. Aceeași. Clasa 8. Extraordinar! Extraordinar rezultatele! Rezultatele sunt extraordinare. Superbă, superbă, felicitațion. Hai să-i facem și o poză. Și la mai mare. Filmăm. Știu că iară se zbate a treia știucă. Se zbate puternic. Nu vrea să cedeze. Dar e o mâliță mai mică, în jur de un kilogram. Și prietenul meu a dus-o repede la mal. Da, sub un vânt de trăznește. A lăsat-o. Pe malul ăsta mai sunt niște pescari care încearcă să facă ceva. Noi avem primele mârlițe prezentate aici, după cum le vedeți. Cel mai bine e să le prezentăm așa. Da. Tot cu băț. Da, da, foarte frumos. O imagine superbă. După cum vedeți, este miezul zilei. Am aruncat o căruță înapoi, de știuci. S-a aruncat. Domnul Ciprian, vă rog să vă luați trofeele. Ne deplasăm în punctul următor de pescuit, unde se încearcă o nouă tentativă la cigan și știucă. Câte kilograme credeți că are după dumneavoastră? Vreo 10-11 kg să fie așa. Oh, asta da, este o captură la ce ați prins. Stați o secundă, mergeți mai în spate și explicați pescarilor la ce ați reușit să prindeți acest pește, acest pește, domne. La babă de porumb. La muscă, domne, numai la muscă. Stați, să vedem, deci la muscă, da? Ce ați utilizat pentru capturarea lor? Ce anume? Lanseta, suntem interesați. Am mai spus Sancroa, clasa 8, fir, clasa 8 și mulinetă 8 cumă, clasa 8. Vă spunem în continuare felicitări și multă baftă, baftă în continuare. Vă, cum vedeți, locul este superb, este o zi extraordinară, suflă un vânt de crapă, dar sper să în final să mergem victorioși.